Oamenii legii din județul Alba au lucrat și de revelion. Cetățenii județului au fost însă pașnici și nu a fost nevoie de intervenții. Singurele incidente înregistrate au fost micile scandaluri izbucnite în urma consumului excesiv de alcool. Ca și de Crăciun, efectivele jandarmilor au fost pregătite pentru a interveni la eventuale scandaluri. Însă albăiulienii au fost liniștiți și nu a fost nevoie de intervențiile jandarmilor decât sporadic. În general, albăiulienii au petrecut această mini-vacanță de revelion în condiții de siguranță, fără a depăși limitele decenței comportamentale și fără a încălca grav prevederile legale în vigoare. Bineînțeles, au fost mici incidente izbucnite pe fondul consumului excesiv de alcool, însă nu au fost grave și nu au determinat o intervenție de amploare a efectivelor noastre. La fel au stat lucrurile și la pompieri, care nu au avut de stins decât tentative de incendii. Din fericire, nu au fost înregistrate pierderi de vieți omenești sau pagube materiale importante. Au fost pentru perioada trecerii către noul an doar 6 intervenții de stingere a incendiului la anexele gospodărești ale cetățenilor, dar și la societăți comerciale, precum și un accident de circulație pentru descarcerea șoferului unui autoturism. Ne bucurăm că am reușit să ajungem la cetățeni prin intermediul mass media, bineînțeles, cu aceste măsuri și că nu am înregistrat victime omenești sau pagube materiale foarte importante. Polițiștii de la serviciul rutier au mult de lucru. 200 de polițiști din toate structurile Inspectoratului Județean de Poliție Alba au fost la datorie în perioada 29 decembrie 3 ianuarie. Șoferii certați cu legea au fost sancționați cu amenzi în valoare de aproximativ 80.000 de lei. În această perioadă, polițiștii au constatat 39 de infracțiuni, din care 20 în flagrant. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 12, au fost la legea 126 pe 1995 privind operațiunile cu articole pirotehnice, urmate de 8 infracțiuni la regimul rutier. În aceeași perioadă, polițiștii au aplicat 624 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe, respectiv 521, privind regimul circulației pe drumurile publice, urmate de 84 la legea 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială. Reprezentanții instituțiilor care asigură ordinea și liniștea publică în județul Alba au declarat că sfârșitul de an a fost unul foarte liniștit.